Dreptate, Cătălin Botezatu face dezvăluiri despre amanta perfectă și vine cu replica pentru toți cârcotașii care îl invidiază. Haideți să-l ascultăm. După viața lui, cu siguranță s-ar face unul dintre cele mai tari filme. A reușit să depășească momente extrem de grele și niciodată nu și-a pierdut speranța. Creațiile lui sunt și acum etalate pe cele mai prestigioase podiumuri din lume. Mă mențin pentru că muncesc foarte mult. Așa cum spuneam și pe scenă, am sacrificat viața personală, sănătatea uneori, din păcate, pentru cea profesională. Am spus și voi spune tot timpul, moda este amanta perfectă, care niciodată nu mă înșeală, ci îmi dă doar satisfacție. Dar știți cum se spune, succesul vine la pachet și cu multă invidie. Am auzit acum și am rămas mut că în anumite locuri, chiar școli, bine, de provincie adevărat, când studenții din domeniu sunt întrebați și ei răspund săracii ca asta, știu, Cătălin Botezatul îi se interzice să vorbească despre mine. Ceea ce e urât, pentru că acei profesori care fac acest lucru și acele universități înseamnă că sunt niște oameni complexați, mici, meschini, invidioși, care nu au stat decât la catedre și nu au făcut nimic altceva și uneori n-au predat acestor copii decât niște lucruri depășite, pase. Pentru că, din păcate pentru ei, toți acești copii pe care îi învață să nu vorbească despre mine, tot la mine ajung. Tot în fabricile mele, tot în atelierele mele ajung. Mulți dintre ei ajung să se lanseze pe orbită tot datorită lui Cătălin Botezatu și care, în momentul în care vin la mine, vin cu un bagaj extraordinar pentru că sunt talentați, dar din punct de vedere a ceea ce au dobândit în facultăți, zero. Am fost puțin rău, dar am spus-o. Să în față ne pupăm, nu am auzit de la... Și știi? Nu o să facem cancan și nu vreau să dăm nume, nu, dar eram curioasă dacă ai și știi pe acești oameni. Am spus pentru că pentru mine sunt niște oameni mici și chiar dacă sunt oameni în vârstă sau care, dacă sunt la început de carieră și vor să iasă în evidență cu astfel de lucruri, nu o să reușească. Tot primul încă vor ieși în evidență. Iar studenții, tot degeaba vor fi învățați și vor fi educați în sensul ăsta, pentru că, virgulă, Cătălin Botezatu a fost, va exista, există întotdeauna, cu sau fără acordul lor. Eu n-am invidii, nu am niciun fel de frustrări și voi face tot timpul asta, atât timp cât pot.